Xbreaker este sponsorizat de G2A. Prețuri mai mici decât alocația ta. Folosește codul DOMIX pentru cele mai tare oferte. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod cu echipa de fotbal a youtuberilor din România. Avem partidă în Champions League, doamne. Doamne, ajută-ne să câștigăm. Avem neapărată nevoie de victorie în UEFA Champions League. Haideți să vedeți și clasamentul, cum stă în Champions League. Avem 6 puncte. Am luat bătaie în ultima partidă cu... Cât am luat aici? 3-2. 3-2, din păcate pentru noi. Am luat gol în 83. Egalăm în 79, luăm gol în 83. Asta este, n-avem ce să facem. Acum trebuie să câștigăm. Trebuie să batem neapărat. Adversarul nostru are 0 puncte, normal. Suntem favoriți, dar acum depinde. Cine știe, orice se poate întâmpla. Sper ca băieții și fetele să fie într-o echipă bună. Pisica mea, Rafael, Regend, Satana, Bianca, Zeze, X-Lader, Aihei și Mikey H în poartă. Ilie și Ovidiu Pătraș cu un atac. Totuși, mă uitam să văd pe aici pe cine aș putea băga în a doua repriză. Să-l bat pe Max în a doua repriză. Cu siguranță, mai puțin de un minut și începe partida. În campionat, nici încă nu aducem foarte bine. Suntem pe locul 6. Totuși avem 3 victorii și un egal în ultimele 4 partide, ceea ce e bine. Avem 14 puncte. Sper să terminăm în primii 4. Ăsta e obiectivul nostru. Să terminăm în primele 4 echipe. Avem nevoie de asta. Ne putem pregăti mai bine pentru urmă așa. Avem o odihnă completă 11. Hai să le dau o odihnă completă de oară. Ah, încearcă mai târziu. Da, e mai puțin de un minut și nu putem să mai să ne odihnim jucătorii. Trebuie să câștigăm meciul din Champions League. Ultima șansă pentru a avea șanse, să zic așa, la calificare. O să jucăm după cel de pe prima poziție, ceea ce va fi extrem de greu. Ne-a bătut în turcul 2-1 la el acasă. Ne-a bătut cu 2-1, am condus cu 1-0 și luăm gol după 45 și 80. Bianca Adam, iată, reușise să marcheze atunci. Dăm click și vom urmări partida asta. Dragilor, țineți-ne pumnii, echipa de fotbal a youtuberilor din România are nevoie de victorie. Jucăm în Champions League. Ce credeți? Vom câștiga? Eu zic că vom câștiga. Acum să vedem ce se va întâmpla. Pe viață și pe moarte, o partidă interesantă. Este pe ultima poziție, l-a mai bătut în tur. Sper să-l batem și retur. El are lovitura de star și a început partida. A început măcelul, să zic așa. Regend pasă pentru Oviță. Haide, Oviță. Regend. Șutul lui Regend e 1-0, mitul 5. 1-0. Golazo. Iată, reușit să marcăm încă din minutul 5. Bine, aveam nevoie de golul ăsta. Aveam nevoie de golul ăsta și... Oh, cât de bine că reușim. Trebuie să avem grijă la cornerul ăsta. Am crezut că ne dăm autogol, asta ne lipsea, un autogol acum. Doamne, ce-ar fi fost să ne dăm autogol? Mike, ai grijă. Mike, ai grijă, te rog. Momente bune pentru noi, dăm gol rapid în minutul 5, nu mă așteptam la asta. Regend reușește un super shoot și îl învinge pe portar. E Rafael acum. E Rafael, joacă în margine cu Bianca. Bianca... Pasă acum bună pentru Regend, poate reuși dubla Regend. Regend! Șutul pe lângă poartă. Haide Regend, haide Regend. Putea marca în minutul 14, se putea face 2-0. Bianca și cu pisica mea se înțeleg destul de bine. Mulți ziceau că o să se certe, dar nu. Chiar se înțeleg super bine. Iată din nou ocazie pentru noi, Codrinelu. Codrinelu marchează! Bombă expediată de Codrinel și e golazo! 2-0! 2-0, haide Ilie! Pasă pentru Ovidiu Pătrașcu, până la Regend. Regend poate centra, este în care și Ilie, vine și Bianca. Vine centrarea, golazo, e pisica, miau, miau, mă scuzeați, gol 3-0, mitul 18, face spectacol în aceste momente. Luca Claudiu, suporterul nostru, în această partidă, doamne, echipa de fotbal a youtuberilor din România de 20 de minute de vis, 20 de minute de vis, reușim să dăm 3 goluri și încă forțăm. E Rafael. Pasă până la Codrinel, ce șut a avut Codrinel, bomba expediată de Codrinel, s-a dus direct în plasă și pisicuța poate reuși dubla și o reușește! 4-0! Ce meci e ăsta? Ce nebunie de meci, 4-0, pisica miau miau reușește 2 goluri în UEFA Champions League! Bianca până la pisica miau miau! Pisicuța a jucat destul de bine astăzi, a reușit 2 goluri, ceea ce e super bine, 9,3 Regend, pisica 1,9! Hai să vedem ce este aici. În meciul ăsta suntem favoriți. Păstrați-vă calmul și nu vă repeziți la îndepozări. Evitați cartonul și șac central. Ar trebui să fie un fleac. Și cam așa este. Cam așa este, dragilor. X-Lider.
Pisica joacă cu Bianca, bun doiuri frumoase. Se combină bine în aceste momente. I Rafael, Pisica, iată o ocazie de gol. Zeze marchează și el. 5-0. Ce facem în aceste momente? Este fenomenal. 5-0 în 35, doamne. YouTuberii, iată, sunt bine pregătiți. O viță poate marca și el. Ovidiu Bătrașcu, deposedat în ultimul moment. Doamne, doamne, ajută-ne. Dacă dăm, ce-ar fi să dăm 10 goluri în meciul ăsta? Nu e exclus, Ilie. Pasă pentru Pisica. Hat-trick oare? E hat-trick. Șut din prima și un gol. Oh, doamne, ce gol și ce șut. Iată, jucăm fenomenal în aceste momente. Minutul 42, 6-0 și din nou Rafael, șutul reținut de portar în doi timpi. Doamne, ce se întâmplă în aceste momente? Ovidiu Bătrașcu, dribbling, ia la viteză, are viteză foarte bună Oviță, poate centra, să vedem ce preferă Oviță, centrează pentru Ilie și se face 7-0 la pauză, minutul 45, 7-0, final de primă repriză. Voi face modificări la final de primă repriză, îl bag și pe Max în locul lui Irafael. Asta este, îl bag și pe lectura de la A la Z în locul lui Ovidiu Pătrașcu. Astea sunt primele două modificări ale noastre. Doamne, acesta este partida în care ne putem îmbunătăți golaverajul, putem încerca să înscriem mai mult. Da, putem încerca să înscriem mai mult. Mentalitatea echipei ofensivă, forțare, stil de posedare, forțare, pressing avansat. Gata. Vreau să dăm peste 10 goluri și ar fi minunat. Dacă am reușit să câștigăm cu o diferență de 10 goluri. Vă dați seama ce gol averaj mă faci? Oricum e istorie ce facem. E penalti? Da, penalti, a luat roșu în momente grele. N-a fost penalti, Ilie șutează, Ilie și salvează Demir, superb. Ocazie bună pentru noi, are și un cartonaș roșu adversarul nostru. Iată, poate marca oare cu un cartonaș roșu, fără șut. Bine, X-Slader, bine, băiatule, bravo. Lectura de la Alaze, lovitură liberă. Haide, lecturatule, golazo! 8-0, minutul 53, 8-0. Ce facem? Asta este o partidă de vis, Ilie. Ilie se distrează în careu. De ce nu joci cu pisicuța? De ce nu joci acolo? Hai că se poate mai mult de atât, băi, zregen. Pasă pentru pisica, miau, pisica, 9-0. Nu vine să clăp, penalti, lectura, poate marca un nou roșu. Lectura, 10-0, doamne, ce se întâmplă în aceste momente? Oh, și nu mai am schimbări. Mai am o schimbare. Doamne, Ilie se accidentează și îl bag pe The Link, 10-0. Ce se întâmplă în aceste momente pe teren? E de domeniul fantasticului. Sunt la mâna noastră să dezlănțim atacul și să isprăvim treaba. Ofensivă, atac puternic mergem acum. Pe atac puternic. Vreau mai multe goluri. Oh, Doamne, ce am făcut? Ce s-a întâmplat cu adversarul nostru? Minutul 68. Și e 10-0. UEFA Champions League, asta e istorie. Nu s-a întâmplat niciodată în istoria UEFA Champions League să se dea 10 goluri până într-un 69. Reușim noi să facem asta. Din nou, aici, avantajul este grozav, ne putem trage sufletul. Dar eu vreau să dau gol. Eu mai vreau un gol. Două note de 10, Pisica și Regent. Lectura are 8,1. Mikey n-a avut practic ce să apere. N-a avut ce să facă. Asta e minutul 76, în continuare scorul 10-0, nu se mai întâmplă nimic pe aici, ce se întâmplă? Are doi oameni eliminați, dar cred că s-a blocat, nu-mi dau seama. Nu așa, nu te bloca, te rog, hai că nu s-a blocat minutul 78. Din nou suntem într-un pressing avansat, Pisica recuperează, Pisica, Max, haide Max, intra și le cu un Regen, șutează, reține de mir, adversarul nostru nu știe ce să mai facă. Zeze, bună recuperare, pasă pentru Regen, nu reușește. Cât de aproape am fost să mai dăm un gol. Să-l dăm pe al 11-lea.
Oare îl dăm pe al 11-lea? Haideți că se poate, băi! Se poate! Se poate! Eu am încredere în voi! Am încredere în voi că veți mai reuși un gol! Două note de nota 10! Max! Max! Poziție preferă pe lectura de la A la Z! Pasează lectura! Ce gol în plața laterală! 11 la 0! 11 la 0! Doamne! Nu-mi vine să cred! Visez oare? Atât de bine să-i fi antrenat pe băieți să joace, rage, ce execuție, ce execuție, doamne, 12-0, de unde marchează rege, doamne, ce se întâmplă, nu vine să cred, 12-0, bine băi băieți, ne apropiem de finale partidă, goluri grozave, goluri fenomenale și 12-0, și 12-0, mă vine să credeți. Două note de nota 10, lectura 9,1, de lin 7, max și altele 7,2, stata 9,2, oh, se termină, nu mai contează, 12 la 0. Suporter Luca Claudiu, mulțumim pentru asta și desigur că o să vedem și raportul meciului. Nu vine, victoria cu o diferență de mare și goluri nu a fost deloc o surpriză, am fost prea puternici, am avut mai multe șuturi, o pasă de gol pentru pisica mea, pisica mea a fost printre cei mai buni, iată, minutul 5, 17, 18, deci minutul 5 rege, minutul 17 satana. 18 pisica, 25 pisica, două pase de gol regent. Pisica mea mai pasează lui Zeze Andrei și marchează și acesta. Pisica mea marchează în 38 Ilie. Primește o pasă de gol de la Ovidiu Pătrașcu. Are două cartonașii roșii, lectura marchează și el. Pisica mea din nou gol din pasa lui regent. Se accidentează Ilie. Lectura intră și iată marchează în 83-86. Regent din nou marchează 12 la 0. Echipa și fanii trimite mulțumiri. Trimitem mulțumiri lui Luca Claudiu. A fost o partidă nebună. Dragilor, ce a fost aici e istorie. Haideți să dăm un share, un like și un subscribe. Eu am fost X-Breaker. Sper că v-a plăcut episodul ăsta de UEFA Champions League. Suntem pe locul 2. Avem gol averaj mult mai bun. Mult mai bun. Nu trebuie să pierdem următoarea partidă. Deși e un meci greu cu echipa de pe prima poziție. Dacă vom câștiga, vom avansa. Pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!